Gazdele au început foarte bine partida și au condus cu 14 la 4. Oaspeții au răspuns recuperând diferența și au trecut la conducere pe finalul primului sfert. Craiovenii au terminat totuși în avantaj în primul sfert, 22 la 21, după ce oaspeții au ratat două libere. Apoi, rapid a pus stăpânire pe joc, gazdele s-au precipitat și la pauză tabela a indicat scorul de 36 la 45. În repriza secundă al Balbaștrii au încercat să revină, dar nu au mai reușit. De la rapid, cei mai buni jucători au fost Mladen Armus, care a bifat un dublu impresionant și a încheiat partida cu 24 de puncte și 11 de Recuperări. Roman Pen a strâns 14 puncte, 7 recuperări și 6 pase decisive. Sunt singurul responsabil de pierderea noastră. Trebuie să înțelegem că este o competiție mare. Rapidul a făcut un joc extraordinar, au jucat inteligent, iar noi nu am jucat la capacitate maximă. Cred că anumite decizii nu au fost cele mai reușite. Cu toate acestea, am încercat să ținem jocul sub control și cred că va fi bine pentru noi. Pentru SCM Craiova va urma în etapa a doua un nou meci tare în propriul FIEF. În Bănie va veni Dinamo în weekendul viitor. Data exactă de disputare a partidei și ora de start vor fi anunțate curând.